Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț, o surpriză, sper eu, plăcută, ca un cadou pentru răbdarea cu care ascultați fiecare filmuleț și pentru că astăzi am ajuns la 1500 de abonați și la 30.000 de ore de ascultare. M-am gândit să vă citesc cartea lui Neville Goddard intitulată Libertate pentru toți, o carte fascinantă care sper să vă fie de folos, pentru că o să auziți niște explicații pe care poate le căutați pentru întrebările pe care le aveți. Să începem. Capitolul 1. Unitatea lui Dumnezeu. Ascultă, o Israel! Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. Ascultă, o Israel! Ascultă, omule, alcătuit din însăși substanța lui Dumnezeu. Tu și Dumnezeu sunteți una și imposibil de despărțit. Omule, lumea și tot ceea ce conține această lume reprezintă stări condiționate ale celui necondiționat, adică a lui Dumnezeu. Tu ești unul cu acesta. Ești Dumnezeu condiționat ca om. Tot ce îți imaginezi că este Dumnezeu, tu ești deja. Dar nu vei cunoaște niciodată acest adevăr până când nu îl vei proiecta asupra altcuiva, ci vei înțelege că tu ești acela. Dumnezeu și omul, spiritul și materia, vidul și forma, creatorul și creația sa, cauza și efectul, tu și Tatăl, toate sunt una. Această unitate în care trăiesc și se mișcă toate stările condiționate este Eu Sunt. Conștiința ta necondiționată. Conștiința necondiționată este Dumnezeu, singura realitate care există. Prin conștiință necondiționată înțelegem starea de luciditate, sentimentul că știi că eu sunt. Fără a da o formă acestei existențe, conștiința că existi fără vreo ipostază a ei. Eu sunt conștient că sunt om, dar nu trebuie să fiu neapărat om pentru a fi conștient că exist. Înainte de a deveni conștient că sunt cineva, eu, conștiința necondiționată, eram conștient că exist, iar această conștiință nu depinde de forma sau de identitatea mea actuală. Eu sunt existență și conștiință pură, necondiționată. În momentul de față, sunt conștient de faptul că am devenit cineva și pot deveni conștient că sunt altcineva. Dar eu sunt conștient de-a pururi că exist, indiferent dacă mă aflu într-o stare necondiționată și lipsită de formă sau dacă am o formă condiționată. În starea mea condiționată, eu, omul, pot uita cine sunt sau unde mă aflu, dar nu pot uita niciodată că eu sunt.
Această cunoaștere a faptului că eu sunt, această conștiință a existenței, este singura realitate care există. Această conștiință necondiționată, eu sunt, este realitatea conștientă în care toate stările condiționate există, în care încep și se termină toate concepțiile mele legate de sine, dar care rămâne de-a pururi existența și conștiința pură, chiar dacă obiectul cunoașterii ei dispare. Tot ce am crezut vreodată că sunt, au fost simple încercări de a mă cunoaște pe mine însumi, de a cunoaște realitatea necunoscută și nedefinită. Această ființă conștientă necunoscută este adevărata mea ființă, singura realitate care există. Eu sunt realitatea necondiționată, care este condiționată însă de lucrurile cu care mă identific. Eu sunt subiectul limitat de convingerile mele, cunoscătorul definit de cunoașterea mea. Lumea este conștiința mea condiționată, obiectivată. Ceea ce simt și cred că este adevărat în legătură cu mine însumi, este proiectat în spațiu, căpătând forma lumii exterioare. Lumea, sinele meu oglindă, depune în permanență mărturie pentru starea de conștiință în care mă aflu. Nu există nicio întâmplare și niciun accident responsabil pentru lucrurile care mi se întâmplă sau pentru mediul în care trăiesc. Nu soarta predestinată este autoarea norocului sau ghinionului meu. Inocența și vinovăția nu sunt decât cuvinte fără semnificație pentru legea conștiinței, dar ele reflectă starea de spirit în care ne aflăm. Conștiința vinovăției duce la condamnare. Conștiința lipsei duce la sărăcie. Omul își obiectivează întotdeauna starea de conștiință în care se află, dar a uitat cum să interpreteze legea cauzei și a efectului. El a uitat că starea sa interioară reprezintă cauza manifestărilor exterioare pe care le experimentează. Ceea ce există în interior există inclusiv în exterior. Ni se spune în principiile lui Hermes Trismegistus, al doilea din cele 7 principii ale lui, din corespondența. Din cauza acestei ignoranțe, el crede că un Dumnezeu exterior are motivele lui personale de a face ceea ce face, motive care nu pot fi înțelese de către un biet om. Alternativ, el ajunge să creadă că oamenii suferă din cauza greșelilor lor din trecut, pe care mintea lor conștientă le-a uitat. În sfârșit, există oameni care pun tot ceea ce se întâmplă pe seama sorții oarbe. Va veni o zi în care oamenii vor realiza că Dumnezeul pe care l-au căutat dintotdeauna este propria lor conștiință, eu sunt, și că singura realitate care există este conștiința existenței pure. Lucrul pe care oamenii îl înțeleg cel mai greu este faptul că Dumnezeu este conștiința lor. Eu sunt. Aceasta este Tatăl Ceresc. Singura stare de care orice om poate fi absolut sigur că există.
Fiul sau concepția legată de sine reprezintă o iluzie. El știe întotdeauna că este, dar ceea ce reprezintă o iluzie creată de el însuși, de tatăl din el, în încercarea de a se autodefini. Această descoperire relevează faptul că tot ceea ce cred eu că este Dumnezeu, eu sunt. Eu sunt învierea și viața, reprezintă o afirmație a unei realități referitoare la conștiința mea, căci conștiința mea este cea care învie sau dă viață în lumea vizibilă lucrurilor cu care mă identific. Eu sunt poarta. Toți cei care au venit în fața mea sunt hoți și tâlhari. Această afirmație îmi spune că propria mea conștiință este singura intrare în lumea expresiei, că asumarea conștiinței de a fi sau de a poseda lucrurile pe care mi le doresc este singura modalitate prin care pot deveni sau pot poseda lucrurile respective, că orice încercare de a exprima această stare dezirabilă altfel decât prin asumarea conștiinței că sunt una cu ea sau că o posed deja, echivalează cu un furt al bucuriei pe care mi-o produce expresia și posesia. Eu sunt începutul și sfârșitul. Această afirmație revelează faptul că singura cauză a nașterii și a morții oricărei expresii este conștiința. Eu sunt cel care m-a trimis. Revelează faptul că Domnul care mă trimite în lume, după chipul și asemănarea lucrurilor cu care mă identific și într-un mediu alcătuit din toate lucrurile de care sunt conștient, este conștiința. Eu sunt Domnul și nu există alt Dumnezeu în afara mea. Această afirmație arată că singurul domn care există este conștiința mea și că în afara acesteia nu mai există un alt Dumnezeu. Liniștește-ți mintea și află că eu sunt Dumnezeu. Ni se spune în Psalmul 46:10. Arată că dacă îmi voi liniști mintea, voi înțelege că Dumnezeu este conștiința mea. Nu lua numele Domnului Dumnezeu în deșert. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu. Acum că ai descoperit că eu sunt din tine, conștiința ta este Dumnezeu, nu mai pretinde despre tine decât acele lucruri pe care îi le atribui lui Dumnezeu. Căci ori de câte ori te definești pe tine însuți, tu îl definești practic pe Dumnezeu. Ceea ce ești conștient că ești, este ceea ce numești Dumnezeu. Dumnezeu și omul sunt una. Tu și Tatăl sunteți una. Conștiința ta necondiționată, eu sunt, este una cu lucrurile de care ești conștient că există. Cel care concepe este una cu concepția lui. În cazul în care concepția ta legată de sine este inferioară celei pe care i-o atribui lui Dumnezeu, înseamnă că îl furi pe Dumnezeu. Tatăl Ceresc, căci tu, fiul sau concepția, ești cel care depune mărturie pentru tatăl său, pentru cel care concepe. Creatorul,
nu lua în deșert numele magic al lui Dumnezeu. Eu sunt, căci vei fi considerat vinovat. Tu trebuie să exprimi tot ceea ce pretinzi că există. Numește-L pe Dumnezeu prin definirea conștientă de sine ca fiind una cu idealul tău suprem. Capitolul 2. Numele lui Dumnezeu. Nu putem repeta îndeajuns că singura realitate care există este conștiința pură, căci acesta este adevărul care îl poate elibera pe om. Acesta este fundamentul pe care se sprijină întreaga structură a literaturii biblice. Toate poveștile din Biblie sunt revelații mistice scrise într-un limbaj simbolic oriental care îi revelează omului intuitiv secretul creației și formula eliberării. Biblia este încercarea omului de a exprima în cuvinte cauza și maniera creației. Omul a descoperit că propria sa conștiință este cauza sau creatorul lumii sale, așa că a relatat povestea creației printr-o serie de povești simbolice cunoscute astăzi sub numele de Biblie. Pentru a înțelege această carte, cea mai măreață dintre toate, ai nevoie de o anumită inteligență și de foarte multă intuiție. Inteligența te ajută să citești cartea, iar intuiția să o interpretezi și să înțelegi ce citești. Poate că te întreb de ce a fost scrisă simbolic Biblia. De ce nu a fost scrisă ea într-un stil clar și explicit, astfel încât toți cei care o citesc să o înțeleagă? Răspunsul este că toți oamenii din lume vorbesc simbolic pentru cei din alte părți ale lumii. Limbajul din Occident este clar pentru noi, cei din Occident, dar li se pare simbolic orientalilor. La fel și invers. Un exemplu îl reprezintă dictonul oriental: dacă te deranjează un braț, taie-l. Autorul nu vorbește de un membru al corpului fizic, ci de orice formă de expresie, avertizând că trebuie să-ți întorci spatele acelei expresii din lumea ta care te ofensează. Într-o manieră similară, un occidental ar crea o stare de confuzie unui oriental căruia i-ar spune: această bancă stă pe o stâncă, întrucât expresia on the rocks înseamnă a fi falimentar pentru occidentali, dar reprezintă un simbol al credinței și al siguranței pentru orientali. Cine aude aceste cuvinte ale mele și le îndeplinește, se aseamănă cu bărbatul înțelept care și-a clădit casa pe o stâncă. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe o stâncă. Pentru a înțelege cu adevărat mesajul Bibliei, este important să înțelegi că aceasta a fost scrisă de orientali. De aceea, cuvintele sale nu trebuie interpretate la modul literal, precum cele din cărțile occidentale. Din punct de vedere biologic, nu există nicio diferență între orientali și occidentali. Ei iubesc și urăsc la fel, trăiesc la fel senzația de foame și de sete, ambiția și dorința, dar tehnicile lor de expresie sunt foarte diferite. Primul lucru pe care trebuie să îl descoperi dacă dorești să afli secretul Bibliei este semnificația numelui simbolic al Creatorului, cunoscut ca Jehova. Cuvântul Jehova este alcătuit din patru litere ebraice: Yod, He,
Vau He. Acest nume ascunde în sine întregul secret al creației. Prima literă. Iod reprezintă starea absolută a conștiinței necondiționate, simțul lucidității nedefinite, totalitatea din care au provenit întreaga creație sau stările condiționate ale conștiinței. În terminologia modernă, Iod corespunde lui Eu Sunt sau conștiinței necondiționate. A doua literă, He, îl reprezintă pe singurul fiu al lui Dumnezeu, dorința sau starea imaginată. Ea simbolizează o idee, o stare subiectivă definită sau o imagine mentală clarificată. Cea de-a treia literă, Vau, simbolizează actul unificării Creatorului, Iod, cu conștiința care își dorește concepția, He, respectiv starea dorită, astfel încât Creatorul și creația sa să devină una. Funcția lui Vau este fixarea stării mentale, definirea conștientă de sine ca fiind una cu starea dorită și impregnarea în subconștient conștiința, a faptului că ești una cu ceea ce ți-ai imaginat sau ai conceput ca obiectiv al tău. Vau unește conștiința care își dorește ceva cu obiectul dorit. Procesul de unificare este realizat într-o manieră subiectivă, prin conștientizarea, prin simțire, a realității care nu este încă obiectivată. Cea de-a patra literă, He, reprezintă obiectivarea acestei unități subiective. Iod, He, Vau, îl creează pe om sau lumea manifestată după chipul și asemănarea sa, respectiv a stării subiective conștiente. Așadar, funcția literei finale He este de a depune mărturie într-o manieră obiectivă asupra stării subiective Iod He Vau. Conștiința condiționată se obiectivează în continuu pe ecranul spațiului. Lumea exterioară reprezintă imaginea creată după chipul și asemănarea stării conștiente subiective care a creat-o. În sine, lumea vizibilă nu poate face nimic decât să depună mărturie pentru creatorul ei, starea subiectivă. Fiul vizibil, He, depune mărturie pentru tatăl, fiul și mama, Iod, He, Vau, invizibili, respectiv pentru Sfânta Treime, care nu poate fi văzută decât atunci când devine vizibilă sub forma omului sau a manifestării. Conștiința necondiționată, Iod, este Eu Sunt. Ea vizualizează sau își imaginează o stare pe care și-o dorește, He, după care devine conștientă de faptul că este una cu ea, simțind sau crezând că este identică cu starea imaginată. Uniunea conștientă dintre tine, cel care îți dorești ceva, și obiectul dorinței tale devine posibilă prin Vau, capacitatea ta de a simți și de a crede. Convingerea înseamnă a trăi cu sentimentul că ești deja starea pe care ți-ai imaginat-o prin asumarea conștiinței că ești una cu ea. În final, starea subiectivă simbolizată prin Iod He Vau se obiectivează sub forma lui He, încheind astfel misterul numelui și naturii Creatorului, Iod He Vau He, Jehova. Iod este conștiința, adică luciditatea. He
este conștientizarea unui anumit lucru. Wow este conștientizarea faptului că ești una cu lucrul respectiv. În sfârșit, al doilea He este lumea vizibilă obiectivată, creată după chipul și asemănarea lui Yod-Heh-Vav, adică lucrul cu care te identifici. Și a zis Dumnezeu, să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Noi, Yod-Heh-Vav, să creem o manifestare obiectivă după chipul și asemănarea noastră a imaginii subiective. Lumea este o imagine obiectivată a stării conștiente subiective în care rezidă conștiința. Această înțelegere a faptului că conștiința este singura realitate reprezintă însuși fundamentul Bibliei. Poveștile din Biblie sunt încercări de a revela într-un limbaj simbolic secretul creației, arătându-i omului singura formulă prin care se poate elibera de propriile sale creații. Aceasta este adevărata semnificație a numelui lui Jehova, după chipul și asemănarea căruia sunt create toate lucrurile și fără de care nimic nu ar putea exista. Mai întâi de toate, ești conștient. Apoi, ești conștient de ceva anume. Apoi, devii conștient de ceea ce ai crezut înainte. În sfârșit, îți imaginezi obiectiv că ești una cu lucrul cu care te identifici. Capitolul 3. Legea creației. Să luăm acum una din poveștile biblice și să vedem cum au revelat profeții și autorii din antichitate povestea creației prin acest simbolism oriental atât de ciudat pentru noi. Cunoaștem cu toții povestea lui Noe și a arcei sale. Știm astfel că Noe a fost ales pentru a crea o lume nouă după distrugerea celei vechi prin Marele Potop. Biblia ne spune că Noe a avut 3 fii, Shem, Ham și Iafet. Primul fiu poartă numele Shem, care înseamnă nume. Ham, al doilea fiu, înseamnă cald și viu. Al treilea fiu se numește Iafet, care înseamnă extensie. Este interesant de remarcat că Noe și cei 3 fii ai săi, Shem, Ham și Iafet, au aceeași formulă a creației ca și numele divin Yod-Heh-Vav-He. Noe, tatăl sau creatorul, constructorul noii lumi, este echivalentul lui Yod sau al conștiinței necondiționate Eu sunt. Shem este dorința, lucrul de care ești conștient, pe care îl numești și îl definești ca fiind obiectivul tău, fiind astfel echivalent cu a doua literă din numele divin He. Ham este starea caldă și vie a simțirii, care unește conștiința doritoare cu lucrul dorit, fiind implicit echivalent cu cea de-a treia literă din numele divin Vau. Ultimul fiu, Iafet, înseamnă extensie, simbolizând starea extinsă sau obiectivată care depune mărturie pentru starea subiectivă. El este echivalent cu ultima literă din numele divin, He. Tu ești Noe, subiectul cunoscător sau creator. Primul lucru căruia îi dai naștere este o idee, un impuls, o dorință, cuvântul, respectiv primul tău născut, Shem, numele. Al doilea fiu, Ham, cel cald și viu, este secretul simțirii care te unește cu dorința ta subiectivă, astfel încât tu, conștiința care dorește,
să devii conștient de faptul că ești sau posezi lucrul dorit. Al treilea fiu, Iafet, reprezintă confirmarea sau dovada vizibilă a faptului că deții secretul procesului de creație. El reprezintă starea extinsă sau obiectivată care depune mărturie pentru starea invizibilă sau subiectivă în care existi. În povestea lui Noe se spune că Ham a văzut secretele tatălui său, motiv pentru care a fost spus de acesta să fie servitorul fraților săi, Shem și Iafet. Ham, simțirea, este secretul tatălui, a lui eu sunt, căci numai prin simțire se poate uni conștiința care dorește cu obiectul dorit de ea. Uniunea conștientă sau căznicia mistică devine posibilă numai prin simțire. Sentimentele sunt cele care permit uniunea celestă dintre tată și fiu, dintre Noe și Shem, dintre conștiința necondiționată și cea condiționată. Prin realizarea acestui serviciu, simțirea devine automat slujitoarea lui Iafet, starea extinsă sau exprimată, căci nu poate exista o expresie obiectivată fără o impresie subiectivă inițială. Secretul procesului de creație este simțirea lucrului dorit, actualizarea subiectivă a unei stări prin impregnarea conștiinței tale, prin intermediul sentimentelor, cu o stare conștientă definită. Lumea ta obiectivată curentă este Iafet, care a devenit vizibil datorită lui Ham. În consecință, Ham își slujește ambii frați, pe Shem și pe Iafet, căci fără simțire care este simbolizată de Ham, ideea sau lucrul dorit, Shem, nu ar putea deveni vizibile sub forma lui Iafet. Capacitatea de a simți lucrurile invizibile, de a actualiza și de a da viață unei stări subiective, definite prin intermediul simțirii, reprezintă marele secret al creației, care permite obiectivarea în lumea vizibilă a cuvântului sau a dorinței invizibile. Dumnezeu învie morții și cheamă la ființă cele ce încă nu sunt. Într-adevăr, conștiința cheamă la ființă lucruri care nu există încă, sunt invizibile. Prin definirea sa, ca fiind una cu lucrul pe care dorește să îl manifeste și prin rămânerea în respectiva stare definită până când lucrul invizibil devine vizibil. Chiar în momentul de față, tu ești conștient de faptul că existi. Această conștiință a existenței pure este Noe, creatorul din tine. Folosește-te de identitatea lui Noe din propria ta conștiință pentru a numi ceva ce ți-ai dori să manifesti sau să posezi. Definește-ți un obiectiv. Shem, dacă ți-ai definit clar dorința, închide ochii și simte că aceasta îți este deja îndeplinită, că lucrul dorit este deja manifest sau că îl posezi deja. Nu te întreba cum va fi posibil acest lucru, ci doar conștientizează faptul că dispui deja de el. Cultivă starea de spirit pe care ai avea-o dacă te-ai afla deja în posesia lucrului respectiv. Simțirea este secretul procesului de creație. Fii la fel de înțelept ca Ham, descoperă că trebuie să-ți slujești frații pe Shem și pe Iafet. Descoperă bucuria de a da trup cuvântului sau numelui.
Capitolul 4. Secretul simțirii. Secretul simțirii sau al chemării la ființă a lucrurilor invizibile, astfel încât să devină vizibile, este la fel de frumos relatat și în povestea lui Isaac, care și-a binecuvântat al doilea fiu, pe Iacov, pornind de la convingerea bazată pe simțire că îl binecuvântează pe primul său fiu, pe Esau. Povestea spune că Isaac, care era bătrân și orb, a simțit că este pe punctul de a părăsi această lume și, dorind să îl binecuvânteze pe primul său fiu, Esau, înainte de a muri, l-a trimis la vânătoare, întrucât poftea la carne de vânat, cu promisiunea că la întoarcere va primi binecuvântarea tatălui său. Iacov, care își dorea să obțină dreptul de moștenire al primului născut prin primirea binecuvântării tatălui său, a auzit cererea tatălui său de a mânca vânat proaspăt și promisiunea pe care i-a făcut-o acesta lui Esau. În timp ce Esau era plecat la vânătoare, Iacov a ucis și a gătit un ied din turma tatălui său. El a îmbrăcat pielea animalului pentru a semăna mai mult la pipăit cu fratele său păros și aspru, Esau. Iacov era spân, după care i-a dus iedul pregătit cu mirodenii tatălui său orb Isaac. Isaac, care depindea întru totul de simțirile sale, l-a confundat pe al doilea fiu al său, Iacov, cu Esau, primul său fiu, și l-a binecuvântat. Când s-a întors de la vânătoare, Esau a aflat că fratele său, îmbrăcat cu o piele de capră, s-a dat drept el, așa că l-a chemat de la judecată în fața tatălui său. Isaac însă i-a spus: a venit fratele tău cu înșelăciune și a luat binecuvântarea ta. Iată, stăpân l-am făcut peste tine și pe toți frații lui i-am făcut lui robi. Bunul simț este suficient pentru a ne da seama că această poveste nu trebuie înțeleasă la modul literal. Cu siguranță există un mesaj ascuns în acest act trădător și respingător al lui Iacov. Mesajul ascuns referitor la formula succesului i-a fost revelat intuitiv autorului în această manieră: Isaac, tatăl cel orb, este conștiința ta, conștiința existenței pure. Esau, fiul cel păros, este lumea ta obiectivată prezentă, care pare aspră la pipăit, momentul prezent, mediul curent, concepția ta legată de sine. Pe scurt, este lumea pe care o cunoști prin intermediul simțurilor. Iacov, cel de-al doilea fiu, cel fără păr, este dorința sau starea ta subiectivă, o idee care nu este însă manifestă, o stare subiectivă percepută și simțită, dar care nu poate fi cunoscută sau văzută încă în lumea obiectivă, un punct într-un timp și un spațiu diferite de cele prezente. Pe scurt, Iacov este obiectul pe care ți l-ai definit. Dacă este simțit și binecuvântat de tatăl său, respectiv dacă este simțit într-o manieră conștientă și fixat ca o realitate, Iacov cel spân sau starea subiectivă care își dorește să devină manifestă, să primească moștenirea cuvenită prin naștere, devine obiectivat. În acest fel, el îl înlocuiește pe părosul și asprule sau, adică fosta stare obiectivată. Două lucruri nu pot ocupa niciodată același loc în spațiu simultan,
Așa că atunci când un lucru invizibil devine vizibil, fosta stare vizibilă dispare. Conștiința ta este cauza lumii în care trăiești. Starea conștientă în care te afli determină calitatea lumii în care trăiești. Concepția ta legată de sine este obiectivată sub forma mediului în care trăiești, iar această stare este simbolizată de Esau, primul fiu al lui Isaac, cel păros și aspru, adică ușor de simțit. Ceea ce îți dorești să fii sau să posezi este simbolizat de Iacov, al doilea fiu, cel cu pielea netedă, care nu poate fi încă văzut, dar care poate fi simțit într-o manieră subiectivă. Dacă este atins așa cum trebuie, el îl poate înlocui pe fratele său Esau. Lumea ta actuală. Un alt lucru pe care trebuie să-l subliniem este că Isaac, tatăl celor doi fii sau creatorul celor două stări, este orb. El nu îl vede pe fiul său Iacov, cel cu pielea netedă, ci doar îl simte. Prin simțire, el ajunge să creadă că Iacov, adică starea subiectivă, este Esau, adică starea obiectivată. Într-o manieră similară, tu nu trebuie să-ți vezi dorința într-o manieră obiectivă, ci doar să o simți subiectiv. Cu alte cuvinte, nu trebuie să cauți în lumea exterioară starea pe care ți-o dorești. Este suficient să stai liniștit, la fel ca Isaac, și să-ți trimiți primul fiu la vânătoare, mutându-ți atenția de la lumea obiectivă. Apoi, în absența primului tău fiu, Esau, trebuie să inviți starea dorită pe cel de-al doilea fiu, Iacov, să se apropie, astfel încât să o poți simți. Vino lângă mine, fiul meu, ca să te poți simți. Începe prin a deveni conștient de ea în mediul tău imediat, apoi apropie-ți-o din ce în ce mai mult, până când ajungi să o simți și să o percepi în prezența ta imediată, astfel încât să ți se pară naturală și reală. Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, acesta le va fi dat lor de către Tatăl meu, care este în ceruri. Cei doi cad de acord prin ceea ce simt, iar acest acord este stabilit pe pământ, adică obiectivat, până când devine real. Cei doi care cad de acord sunt Isaac și Iacov, tu și starea pe care ți-o dorești, iar acordul este încheiat exclusiv prin intermediul simțurilor. Esau simbolizează lumea ta obiectivată prezentă, indiferent dacă aceasta este plăcută sau nu. Iacov simbolizează toate dorințele din inima ta. Isaac simbolizează sinele tău real, care are ochii închiși în fața lumii tale prezente și care simte că ești sau posezi ceea ce îți dorești să devii sau să ai. Secretul lui Isaac, percepția sau simțirea, este separarea mentală a lucrurilor pe care le simte efectiv cu simțurile sale exterioare, starea ta fizică actuală, de cele pe care le percepe cu simțurile tale sale interioare, starea pe care ți-o dorești. Prin blocarea totală a simțurilor sale obiective, Isaac și-a activat percepția interioară, adică starea subiectivă, până când aceasta i s-a părut reală, căci credința este sinonimă cu cunoașterea și tu poți face același lucru. Simpla cunoaștere a legii expresiei de sine, care face ca lucrurile invizibile să devină vizibile, nu este însă suficientă.
Ea trebuie să fie și pusă în aplicare, iar metoda prin care poți face acest lucru este următoarea. Mai întâi de toate, trimite-l pe primul tău fiu, Esau, lumea obiectivată prezentă sau problema cu care te confrunți, la vânătoare. Poți face cu ușurință acest lucru prin simpla închidere a ochilor și prin mutarea atenției tale de la limitările tale obiectivate. De îndată ce simțurile tale nu mai sunt focalizate asupra lumii tale obiective, aceasta dispare din conștiința ta. Pleacă la vânătoare. În al doilea rând, continuă să-ți ții ochii închiși și atenția nefocalizată asupra lumii exterioare și focalizează-te asupra momentului și locului natural în care urmează să fie realizată noua ta dorință. Cu simțurile obiective blocate în fața mediului tău curent, tu poți simți și percepe realitatea în orice moment și în orice loc, întrucât acestea sunt stări psihologice care pot fi create la voință. Este extrem de important să începi prin fixarea în conștiința ta a condiției spațiotemporale a lui Iacov, adică a momentului și locului naturale în care urmează să-ți fie îndeplinită dorința. Astfel, dacă dorești să obții un anumit lucru duminică, trebuie să-ți fixezi acest moment în conștiință chiar acum. Așadar, începe prin a simți că astăzi este duminică, până când această dată se fixează în mod natural în conștiința ta. În mintea noastră există asocieri precise cu zilele, săptămânile, lunile și anotimpurile anului. Ți-ai spus cu siguranță de foarte multe ori până acum: astăzi mă simt de parcă ar fi duminică sau luni sau sâmbătă, sau mi se pare o zi de primăvară, de vară, de toamnă sau iarnă. Cu alte cuvinte, există în conștiința ta impresii pe care le poți asocia cu orice moment dorit. Prin evocarea lor, tu îți poți crea în momentul de față realitatea subiectivă a respectivului moment. Procedează la fel și cu spațiul. Dacă încăperea în care te afli nu este cea în care urmează să-ți fie îndeplinită dorința, vizualizează că te afli într-un loc în care împlinirea dorinței tale ți se pare naturală. Fixează-ți în mod conștient această impresie a timpului și spațiului dorite în conștiința ta și abia apoi treci la conștientizarea perceptuală a apropierii, realității și posesiei lucrului dorit. Nu contează dacă locul dorit este situat la 10.000 de kilometri distanță sau în imediată apropiere. Ceea ce contează este să-ți fixezi conștiința asupra faptului că te afli deja în locul dorit. Nu trebuie să faci o călătorie mentală până în locul respectiv. Pur și simplu, trebuie să faci un salt instantaneu în spațiu. Rămâi liniștit în locul în care te afli și imaginează-ți că te afli în locul dorit, nu în cel actual. Închide ochii și simte că locul în care te afli acum este cel în care dorești să ajungi. Conștientizează această realitate până când aceasta se transformă într-o impresie conștientă, căci cunoașterea ei este bazată exclusiv pe simțurile tale subiective. În al treilea rând, în absența lui Esau, adică problema, și odată creat cadrul spațiotemporal dorit, invită-l pe Iacov, adică soluția, să vină și să umple acest spațiu, înlocuindu-l pe fratele său. Cu alte cuvinte, imaginează-ți că dispui deja de lucrul dorit. Dacă nu poți vizualiza acest lucru,
percepe și contemplă efectele sale. În acest fel, îl vei atrage mental către tine. Vino lângă mine, fiul meu, ca să te pot simți. Percepe apropierea lucrului dorit, ca și cum acesta s-ar afla deja lângă tine. Percepe-i realitatea și soliditatea. Vizualizează-l ca și cum ar fi plasat în mod natural în camera în care te afli. Simte fiorul realizării și bucuria posesiei. În final, deschide ochii. Reintegrează-te în lumea obiectivă, cea cu pielea aspră, care poate fi simțită ușor. Părosul tău fiu Esau s-a întors astfel de la vânătoare și îți spune prin simpla lui prezență că ai fost înșelat de fiul tău cu pielea netedă, Iacov, starea psihologică sau subiectivă, pe care ai simțit-o. Spune-i însă, la fel ca Isaac, a cărui încredere se baza exclusiv pe cunoașterea acestei legi imuabile: stăpân l-am făcut peste tine și pe toți frații lui i-am făcut lui robi. Cu alte cuvinte, chiar dacă problemele tale par reale și imuabile, tu ai simțit că starea psihologică, subiectivă, pe care ți-o dorești, este reală, simțind efectiv fiorii provocați de respectiva realitate. Tu ai experimentat astfel secretul creației, căci ai simțit realitatea subiectivă pe care ți-ai construit-o. Tu ți-ai fixat în conștiință o stare psihologică definită, care urmează să se obiectiveze astfel, în pofida oricăror opoziții sau precedente, făcându-l astfel pe Iacov stăpânul celorlalți. Iată câteva exemple referitoare la acest scenariu. Binecuvântarea sau imaginarea unui anumit lucru. Stai în camera ta și numește o piesă de mobilier, un covor sau o lampă pe care ți-ai dori să o ai aici. Gândește-te unde ai dori să plasezi lucrul respectiv în cameră. Închide ochii și uită complet de felul în care arată în momentul de față respectivul loc din cameră. Imaginează-ți că locul respectiv este complet gol. Umple apoi acest spațiu cu lucrul dorit, piesa de mobilier, spre exemplu. Vizualizează-l mental și percepe-l cu celelalte simțuri ale tale. Continuă acest proces până când ajungi să simți efectiv fiorul posesiei reale a lucrului dorit. A doua situație, binecuvântarea sau imaginarea unui loc. Să spunem că te afli în apartamentul tău din New York și te gândești la bucuria pe care ai simți-o dacă ai traversa pe un vas Oceanul Atlantic. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni înapoi și vă voi lua la mine ca să fiți și voi unde sunt eu. Închide ochii. Uită în mod deliberat de apartamentul din New York și focalizează-ți atenția asupra vasului maritim. Imaginează-ți că stai pe un șezlong pe puntea vasului și că nu vezi nimic în față decât imensitatea oceanului. Fixează-ți în conștiință realitatea acestui vas și a oceanului, astfel încât să-ți poți aminti oricând de ziua în care ai stat în apartamentul tău din New York și ai visat că te afli pe mare. Gândește-te că te afli deja pe un vas din Oceanul Atlantic și amintește-ți de ziua în care te aflai în apartamentul tău din New York și doar îți imaginai acest lucru. Dacă vei reuși să evoci apartamentul din New York, fără a te întoarce în mod conștient în acesta, înseamnă că te-ai pregătit cu succes pentru realitatea acestei călătorii.
Rămâi în această stare de conștiință și continuă să percepi realitatea vasului și a oceanului. Simte bucuria pe care ți-o provoacă această realizare. În final, deschide ochii. În acest fel, ți-ai pregătit locul în care dorești să ajungi. Cu alte cuvinte, ți-ai fixat în conștiință o stare psihologică clar definită, iar corpul urmează întotdeauna călătoriile conștiinței. Al treilea scenariu. Binecuvântarea sau imaginarea unui moment în timp. Detașează-te în mod conștient de această zi, lună sau an, după cum este cazul, și imaginează-ți că te afli în ziua, luna sau anul pe care dorești să le experimentezi. Simte și percepe realitatea momentului dorit, impregnându-ți în conștiință faptul că acesta se petrece chiar acum. În timp ce percepe acest moment natural, simte fiorul realizării lucrului pe care ți-ai dorit să-l experimentezi în acest moment, înainte de a începe această călătorie psihologică în timp. Prin cunoașterea puterii tale de a binecuvânta, tu poți deschide porțile oricărei închisori, a bolii, a sărăciei sau a unei existențe cenușii. Duhul Domnului este peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor. M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să-i slobozesc pe cei apăsați. Capitolul 5. Sabatul. 6 zile să lucrați, iar ziua a șaptea să fie sfântă pentru voi, zi de odihnă, odihna Domnului. Aceste 6 zile nu se referă la perioade de 24 de ore, ci simbolizează momentul psihologic al fixării unei stări subiective clar definite. Aceste 6 zile de lucru reprezintă experiențe subiective, deci nu pot fi măsurate prin timpul cronologic, căci munca reală de fixare a unei stări psihologice clar definite se realizează în planul conștiinței. Măsura celor 6 zile este timpul petrecut pentru definirea conștientă a lucrurilor pe care ți le dorești. Munca pe care trebuie să o prestezi în timpul celor 6 zile este schimbarea conștiinței tale, o ajustare psihologică. Așa cum spuneam, aceasta nu este măsurată prin timpul cronologic, ci prin realizările tale propriu-zise, la nivel subiectiv. Așa cum viața privită retrospectiv nu este măsurată în ani, ci în conținutul acestora, acest interval psihologic nu este măsurat prin timpul petrecut pentru producerea ajustării, ci prin realizările obținute în acest interval. Adevărata semnificație a celor 6 zile de muncă, mai bine zis de creație, este revelată de misterul lui Vau, cea de-a 6-a literă din alfabetul ebraic și cea de-a 3-a din numele divin, Yod, He, Vau, He. Așa cum am explicat mai devreme, atunci când am vorbit despre misterul numelui lui Jehova, Vau înseamnă a țintui sau a uni. Creatorul este unit cu creația sa prin intermediul simțirii, al percepției. Intervalul de timp necesar pentru a fixa un sentiment clar definit reprezintă măsura celor 6 zile ale procesului de creație. Funcția celei de-a 6-a litere din alfabetul ebraic, Vau, sau a celor 6 zile de muncă
este separarea mentală de lumea obiectivă și atașarea prin secretul simțirii, adică al percepției, de starea subiectivă dorită. Există întotdeauna un anumit interval de timp între fixarea impresiei sau a stării subiective și expresia exterioară a acesteia. Acest interval este numit sabat. Sabatul este starea de odihnă mentală care urmează fixării stării psihologice. El este rezultatul celor 6 zile de muncă. Sabatul a fost creat pentru om. Această odihnă mentală, care urmează procesului de impregnare conștientă cu succes, este un fel de sarcină mentală, o perioadă necesară pentru incubarea manifestării dorite. Dacă ai reușit să prestezi cele 6 zile de muncă, ceea ce urmează automat este sabatul, perioada de odihnă mentală. Sabatul sau a 7-a zi de odihnă mentală nu poate exista până când cele 6 zile de muncă nu au trecut, respectiv până când nu ai realizat ajustarea psihologică și nu ți-ai impregnat o impresie mentală clară. Biblia îl avertizează pe om că dacă nu va respecta sabatul și nu se va relaxa în odihna lui Dumnezeu, el nu va primi promisiunea făcută, adică nu își va vedea dorințele îndeplinite. Motivul este cât se poate de evident. Nu poate exista o odihnă mentală până când impresia conștientă nu a fost realizată. Dacă cineva nu își impregnează plenar în conștiință faptul că dispune deja de ceea ce își dorește, el va continua să dorească lucrul respectiv, așa că nu se va simți odihnit sau satisfăcut în plan mental. Pe de altă parte, dacă reușește să facă ajustarea conștientă, ieșind din perioada de tăcere sau din cele 6 zile subiective de muncă, el trăiește sentimentul că dorința i-a fost deja îndeplinită, așa că intră automat în sabat sau în perioada de odihnă mentală. Sarcina urmează inevitabil fecundării. În acest fel, omul nu-și mai dorește lucrul respectiv, căci simte că dorința i-a fost deja îndeplinită. Sabatul nu poate fi ținut ca zi de odihnă decât după ce omul reușește să devină conștient ce și-a dorit să obțină înainte de a intra în perioada de tăcere. Sabatul este consecința celor 6 zile de muncă. Cel care înțelege adevărata semnificație a celor 6 zile de muncă realizează că respectarea unei zile libere pe săptămână pentru a se odihni fizic nu reprezintă adevăratul sabat. Pacea și liniștea pe care le conferă sabatul nu pot fi experimentate decât prin conștientizarea faptului că ești una cu lucrul dorit. Cine nu reușește să-și creeze această impresie conștientă și-a ratat ținta. El a păcătuit, căci păcatul nu este altceva decât ratarea țintei, respectiv incapacitatea de a-și atinge obiectivul. În această stare de spirit nu poate exista o pace interioară. De n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, păcat nu ar fi avut. Dacă omul nu ar fi conștientizat o stare ideală către care să tindă, pe care să dorească să o realizeze, el ar fi fost satisfăcut cu destinul său actual și nu ar fi cunoscut niciodată păcatul. Acum că știe că poate realiza orice și că prin cele 6 zile de muncă, respectiv prin producerea ajustării psihologice, își poate realiza dorințele, el nu se va simți satisfăcut
până când nu își va îndeplini acest obiectiv. Prin înțelegerea autentică a celor 6 zile de muncă, el își va defini obiectivul și își va propune să devină conștient de faptul că este una cu el. Atunci când această impresie conștientă devine fixată în conștiința lui, ea este urmată automat de o perioadă de odihnă mentală pe care misticii o numesc sabat, adică de un interval de timp în care impresia mentală are nevoie pentru a se incuba și pentru a se exprima în planul fizic. În acest fel, cuvântul devine trup. Dar nu acesta este finalul. Sabatul sau perioada de odihnă se încheie în momentul în care ideea inițială devine manifestă, fiind înlocuit de alte 6 zile de muncă, în care omul își definește un alt obiectiv și reîncepe procesul de redefinire personală ca fiind una cu ceea ce își dorește să devină. Omul este scos din somnul lui de dorința sa și nu își poate găsi odihna până când nu și-o îndeplinește. Înainte de a se putea bucura însă de odihna lui Dumnezeu, adică de sabat, înainte de a putea merge în păcat și fără teamă, el trebuie să devină un țintaș spiritual perfect și să învețe secretul lovirii la țintă, respectiv al lucrului, timp de 6 zile, secret prin care se detașează de starea obiectivă și își ajustează conștiința prin cultivarea unei stări subiective noi. Acest secret este revelat prin numele divin Jehova, dar și în povestea lui Isaac, care l-a binecuvântat pe fiul său Iacov. Cel care aplică formula revelată în aceste drame biblice își lovește de fiecare dată ținta spirituală, înțelegând că nu se poate bucura de odihna mentală până când nu reușește să se transforme în plan psihologic. Povestea crucificării dramatizează perfect cele 6 zile de muncă, adică perioada psihologică și cea de-a 7-a zi de odihnă. Biblia ne spune că evreii aveau obiceiul de a elibera pe cineva din închisoare în ziua sărbătorii Paștelui, iar acum li s-a dat de ales între a-l elibera fie pe tâlharul Baraba, fie pe Mântuitorul Iisus. Mulțimea a strigat: "Eliberați-l pe Baraba!" În consecință, Baraba a fost eliberat, iar Iisus crucificat. În continuare, ni se spune că Mântuitorul Iisus a fost crucificat în cea de-a 6-a zi, îngropat în a 7-a, după care a înviat în prima zi. În cazul tău personal, Mântuitorul este principiul care te poate salva de ceea ce nu ești conștient că ești, iar tâlharul, Baraba, este concepția ta actuală de sine, care te privează de ceea ce ți-ar plăcea să fii. Prin definirea Mântuitorului tău, tu definești practic starea care te poate salva, nu maniera în care urmează să fii salvat. Mântuitorul sau dorința are propriile sale metode de operare pe care tu nu le poți cunoaște. Orice problemă își revelează automat soluția, adică contrariul ei. Dacă ai fi închis, ți-ai dori automat să fii liber. În consecință, libertatea este mântuitorul tău, lucrul care te poate salva. Dacă ți-ai descoperit mântuitorul, următorul pas din această mare dramă a învierii constă în eliberarea tâlharului Baraba, concepția ta actuală de sine și în crucificarea mântuitorului tău,
adică în fixarea conștiinței că ești sau ai ceea ce te poate salva, adică ceea ce îți dorești. Baraba simbolizează problema ta curentă. Mântuitorul este cel care te poate elibera de această problemă. Eliberează-l pe Baraba, mutându-ți atenția conștientă de la problema ta, adică de la percepția limitării tale, căci aceasta te privează de libertatea pe care o cauți. Crucifică-ți apoi Mântuitorul prin fixarea unei stări psihologice clar definite, care te face să simți că te-ai eliberat de limitarea ta din trecut. Neagă dovezile pe care ți le oferă simțurile și începe să simți într-o manieră subiectivă bucuria de a fi liber. Percepe această stare de libertate ca fiind atât de reală încât să-ți vină să strigi: sunt liber! S-a terminat! Ioan 19,30. Fixarea acestei stări subiective, crucificarea, se petrece în cea de-a șasea zi. Înainte ca soarele să apună în această zi, tu trebuie să fii încheiat procesul de fixare, simțind că așa este, s-a terminat. Cunoașterea subiectivă este urmată de sabat sau de odihnă mentală. Din acest punct de vedere, tu vei fi ca o persoană îngropată, căci vei ști că, indiferent cât de mari vor fi obstacolele sau zidurile, Mântuitorul tău crucificat și îngropat, adică impresia ta subiectivă prezentă, va învia din morți. Prin ținerea sabatului ca o perioadă de odihnă mentală și asumarea atitudinii mentale pe care ai avea-o dacă te-ai bucura deja la modul vizibil de această libertate, tu vei primi promisiunea Domnului, căci cuvântul se va face trup, adică impresia ta subiectivă va căpăta formă în lumea fizică. Și Dumnezeu s-a odihnit în cea de-a șaptea zi după toate lucrările sale. Conștiința ta este Dumnezeu care se odihnește știind că totul este bine, s-a terminat. Simțurile tale vor confirma acest lucru atunci când dorința ta va deveni manifestă. Capitolul 6. Vindecarea. Formula vindecării leprei, revelată în capitolul 14 din Leviticul, este extrem de relevantă atunci când este privită prin ochii misticului. Această formulă poate fi prescrisă ca o cură pozitivă pentru orice boală a omului, fie ea fizică, mentală, financiară, socială, morală și așa mai departe. Nu contează natura sau durata bolii, căci formula poate fi aplicată cu succes tuturor tipurilor de boli. Iată această formulă așa cum este prezentată ea în Cartea Leviticului. Va porunci preotul să se ia pentru cel curățit două păsări vii și curate. După aceea, preotul va porunci să se înjunghie una din păsări. Va lua apoi pasărea cea vie și o va înmuia în sângele celei ucise. Va stropi de 7 ori pe cel ce se curăță de lepră și va declara că s-a curățit. Apoi va da drumul păsării celei vii în câmp, iar bolnavul va fi curățit. De bună seamă, o aplicare literală a acestui remediu ar fi stupidă și inutilă, dar aplicarea lui dintr-o perspectivă psihologică ar fi pe cât de înțeleaptă, pe atât de eficientă.
Pasărea simbolizează o idee. Am putea spune că orice om care are o problemă sau care dorește să manifeste o realitate diferită de cea actuală, are două păsări sau două concepții care pot fi definite astfel. Prima pasăre este concepția ta actuală legată de sine, descrierea pe care ai face-o dacă ți s-ar cere să te definești singur, condiția ta fizică, venitul tău, obligațiile tale, naționalitatea pe care o ai, familia, rasa și așa mai departe. Un răspuns sincer la aceste întrebări s-ar baza exclusiv pe dovada simțurilor tale, nu pe dorințele pe care le nutrești. Această concepție corectă legată de sine, bazată în totalitate pe dovezile furnizate de simțuri, definește prima pasăre. Cea de-a doua pasăre este definită prin răspunsul pe care ți-ai dori să îl dai la aceste întrebări. Pe scurt, cele două păsări pot fi definite prin ceea ce ești conștient că ești și prin ceea ce ți-ai dori să fii. O altă definiție a celor două păsări ar putea fi următoarea. Prima pasăre este problema ta actuală, indiferent de natura ei, iar a doua este soluția pentru problema ta. Spre exemplu, dacă ești bolnav, soluția este o stare de sănătate perfectă. Dacă ai datorii, soluția este eliberarea de datorii. Dacă ți-e foame, soluția este hrana. După cum ai remarcat probabil, textul nu vorbește despre maniera de transpunere în fapta soluției, ci doar despre problemă și despre soluția ei. Orice problemă își revelează propria soluție. Pentru boală, aceasta este sănătatea. Pentru sărăcie, este bogăția. Pentru slăbiciune este vigoarea, pentru constrângere este eliberarea. Așadar, cele două păsări pe care trebuie să le duci la preot sunt cele două stări ale tale, problema și soluția. Preotul ești chiar tu, iar sarcina ta este să îl vindeci pe om de lepră, adică să te vindeci pe tine de problema ta. Formula de mai sus, de vindecare a leprei, îți permite să te eliberezi de problema ta. Primul lucru pe care trebuie să-l faci în această direcție este să iei una din cele două păsări, adică problema, și să o omori, scurgându-i sângele. Sângele este conștiința omului. El a creat din același sânge toate popoarele de pe fața pământului. Conștiința ta este singura realitate care animă și dă viață lucrurilor de care ești conștient că există. În consecință, mutarea atenției de la problema cu care te confrunți echivalează cu extragerea sângelui din pasărea ucisă. Conștiința ta este acel sânge unic care dă viață tuturor stărilor posibile, transformându-le în realități vii. Prin mutarea atenției de la o anumită stare, tu o golești practic de sângele conștiinței tale. Așadar, uciderea sau eliminarea primei păsări, a problemei, se realizează prin mutarea atenției de la ea. În acest sânge, adică conștiința ta, trebuie să înmoi pasărea vie, adică soluția, adică starea cu care dorești să te identifici sau lucrul pe care dorești să-l posezi. În acest scop, ceea ce trebuie să faci este să îți eliberezi conștiința pentru a se suprapune cu această stare nouă pe care ți-o dorești. Înmuierea păsării vii în sângele celei ucise este similară cu binecuvântarea lui Iacov de către tatăl său Isaac.
După cum îți mai amintești, Isaac cel orb nu putea vedea lumea obiectivă, adică pe fiul său Esau. Și tu ești orb în raport cu problema ta, cu prima pasăre, căci ți-ai mutat atenția de la ea și deci nu o mai poți vedea. Atenția ta, adică sângele tău, este plasată acum asupra celei de-a doua păsări, adică asupra stării subiective, a cărei realitate o percepi. Formula vindecării ne spune că trebuie să-l stropim de 7 ori pe cel care trebuie curățat. Metaforic vorbind, acest lucru înseamnă că trebuie să rămânem scufundați în noua noastră viziune legată de sine până când ajungem în ziua a 7-a, sabatul, respectiv până când mintea noastră se liniștește, rămânând fixată asupra convingerii că suntem sau avem deja ceea ce ne dorim să fim sau să avem. După a 7-a stropire, ni se spune că trebuie să dăm drumul păsării vii și să declarăm că bolnavul s-a curățat. Atunci când îți impregnezi conștiința cu noua realitate, potrivit căreia ești ceea ce îți dorești să fii, tu te-ai stropit, simbolic vorbind, de 7 ori. În acest moment tu devii liber, la fel ca pasărea căreia îi dai drumul. La fel cum o pasăre în zbor trebuie să coboare mai devreme sau mai târziu pe pământ, impresiile tale subiective vor deveni mai devreme sau mai târziu manifeste în lumea fizică. Această poveste, la fel ca toate celelalte din Biblie, reprezintă un scenariu psihologic dramatizat în interiorul conștiinței omului. Tu ești marele preot, tu ești lepra și tu ești păsările. Conștiința ta sau eu sunt este marele preot. Tu, omul care are o problemă, ești lepra. Problema, adică viziunea ta curentă de sine, este pasărea care trebuie ucisă. Soluția la problemă, adică ceea ce îți dorești să devii, este pasărea vie, care este eliberată în final. Tu trebuie să joci din nou această mare dramă în interiorul tău, întorcându-ți atenția de la problema cu care te confrunți și focalizând-o asupra dorinței pe care dorești să o manifesti. În acest scop, trebuie să-ți impregnezi în conștiință gândul că ești deja ceea ce îți dorești să devii, până când mintea ta se liniștește și se ancorează în convingerea că așa stau lucrurile. Viața trăită în această atitudine mentală, potrivit căreia ești deja ceea ce îți doreai să devii, reprezintă pasărea în zbor, care nu este mărginită de limitările trecutului și care se îndreaptă către împlinirea dorinței tale. Capitolul 7. Dorința. Cuvântul lui Dumnezeu. Așa va fi cuvântul meu care iese din gura mea. El nu se întoarce către mine fără să dea rod, ci el face voia mea și își îndeplinește rostul lui. Dumnezeu îți vorbește prin intermediul dorințelor tale esențiale. Aceste dorințe sunt promisiuni sau profeții care conțin în sine planul și puterea de expresie. Printr-o dorință esențială, înțelegem un obiectiv real. Dorințele secundare țin mai degrabă de maniera de realizare a primelor. Dumnezeu, eu sunt din tine, îți vorbește ție, starea conștientă condiționată prin intermediul dorințelor tale esențiale. Dorințele secundare sau modalitățile de expresie sunt secrete
pe care nu le cunoaște decât eu sunt, Tatăl omniscient. Tatăl tău, eu sunt, îți revelează doar începutul și sfârșitul. Eu sunt începutul și sfârșitul, dar nu și calea de mijloc pe care nu o cunoaște decât El. Începutul îți este revelat sub forma cuvântului, a dorinței tale esențiale. Sfârșitul reprezintă realizarea acesteia, cuvântul devenit trup. Partea de mijloc, planul de desfășurare, nu este revelat niciodată omului, rămânând de-a pururi secretul Tatălui. Și eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele prorociei acestei cărți. De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta. Iar de va scoate cineva din cuvintele cărții acestei prorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieții și din cetatea sfântă și de la cele scrise în cartea aceasta. Cuvintele profeției descrise în cartea Apocalipsei sunt dorințele tale esențiale care nu mai trebuie condiționate în plus. Oamenii adaugă și șterg tot timpul câte ceva, modificând aceste cuvinte, neînțelegând că dorințele lor esențiale conțin însuși planul și puterea de expresie. Oamenii își compromit și își complică întotdeauna inutil dorințele. Iată o ilustrare a ceea ce face omul cu cuvintele profeției, respectiv cu dorințele sale. Omul își dorește să se elibereze de limitarea sau de problema sa. Primul lucru pe care îl face el după ce își definește obiectivul este să îl condiționeze în raport cu altceva. Astfel, el începe să speculeze asupra manierei în care își va îndeplini obiectivul, nerealizând că lucrul pe care și-l dorește are propria sa manieră de expresie, el începe să își planifice cum îl va realiza el, adăugând astfel ceva la cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă nu își face planuri legate de îndeplinirea dorinței sale, el și-o compromite prin modificarea ei. El simte că dacă ar fi satisfăcut cu mai puțin decât dorința sa inițială, ar avea șanse mai mari să și-o îndeplinească. În acest fel, el ia ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Indivizii și națiunile încalcă în mod repetat această lege a dorinței lor esențiale, planificându-și îndeplinirea ambițiilor personale, caz în care adaugă ceva la cuvintele profeției, sau compromițându-și idealurile, caz în care șterg ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Rezultatul inevitabil sunt moartea, epidemiile, eșecul și frustrarea, toate fiind deja promise pentru aceste încălcări. Dumnezeu nu îi vorbește omului decât prin intermediul dorințelor sale esențiale. Dorințele acestuia sunt determinate de concepția sa referitoare la sine. În sine, ele nu sunt bune sau rele. Știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este întinat prin sine decât numai pentru cel care gândește că e ceva întinat. Pentru acela întinat este. Dorințele tale sunt naturale, fiind rezultatul automat al concepției tale actuale legate de sine. Dumnezeu, conștiința ta necondiționată, este impersonal și nu ține cont de persoane.
El îi oferă conștiinței tale condiționate, adică aspectul tău uman, prin intermediul dorințelor tale esențiale, ceea ce starea ta de conștiință condiționată, adică viziunea ta actuală de sine, crede că are nevoie. Atâta timp cât rămâi în starea ta de conștiință curentă, tu vei continua să-ți dorești ceea ce îți dorești la ora actuală. Dacă îți vei schimba însă concepția de sine, tu vei schimba automat natura dorințelor tale. Dorințele sunt stări de conștiință care doresc să fie întrupate. Ele sunt generate de conștiința omului și pot fi manifestate cu ușurință de cel care le-a conceput. Dorințele sunt exprimate atunci când cel care le-a conceput își asumă atitudinea mentală pe care ar avea-o dacă respectivele dorințe i-ar fi deja îndeplinite. Dat fiindcă dorințele, indiferent de natura lor, pot fi atât de ușor manifestate printr-o atitudine mentală corespunzătoare, doresc să lansez un avertisment pentru cei care nu au înțeles încă natura unitară a vieții și care nu realizează adevărul fundamental care afirmă că conștiința este Dumnezeu, unica realitate. Acest avertisment le-a fost dat oamenilor sub forma faimoasei reguli de aur: fă-le celorlalți ce ți-ai dori să-ți facă ei ție. Tu îți poți dori ceva pentru tine însuți sau pentru altcineva. Dacă dorința ta implică inclusiv pe altcineva, trebuie să te asiguri că lucrul respectiv este absolut acceptabil pentru persoana respectivă. Motivul pentru care am dorit să-ți transmit acest avertisment este că conștiința ta este Dumnezeu, cel care oferă toate darurile. De aceea, tot ceea ce simt și consider că este adevărat în privința altei persoane reprezintă un dar pe care îl ofere acestuia. Dacă persoana respectivă nu acceptă darul tău, acesta se întoarce la tine. De aceea, fi absolut convins că darurile pe care le transmiți altora sunt 100% pe gustul tău, căci dacă aceștia nu acceptă starea pe care o consideră adevărată pentru ei, darul tău se va materializa totuși, dar în universul tău personal. Cu alte cuvinte, ascultă și acceptă ca fiind adevărat în privința altora numai acele lucruri pe care ți le-ai dorit ție însuți. În acest fel, îți vei putea construi un veritabil paradis pe pământ. Dictonul nu face altcuiva decât ce ți-ai dori să îți facă el ție, se bazează pe această lege. Nu accepta ca fiind adevărat pentru alții decât ceea ce ai fi dispus oricând să accepți ca fiind adevărat în cazul tău, pentru a-ți crea astfel un paradis pe pământ. Paradisul tău este definit ca acea stare de conștiință în care trăiești, care conține tot ce accepți ca fiind adevărat în privința ta și a altora. Mediul tău imediat este definit prin concepția ta legată de sine, la care se adaugă convingerile tale referitoare la ceilalți, chiar dacă nu au fost acceptate de aceștia. Dacă ai o viziune asupra altcuiva care nu corespunde propriei sale viziuni legate de sine, darul tău se întoarce la tine. La fel ca propaganda, sugestiile sunt ca niște bumeranguri. Dacă nu sunt acceptate de cei cărora le trimiți, propria ta lume este un dar pe care ți-l oferi singur. Natura acestuia depinde de viziunea ta legată de sine,
la care se adaugă darurile neacceptate pe care le oferi altor oameni. Reține, legea nu ține cont de persoane. Descoperă legea expresiei de sine și trăiește-ți viața în acord cu ea și astfel vei fi eliberat. Dacă ai înțeles cum funcționează legea, definește-ți dorințele. Descoperă exact ceea ce îți dorești, dar asigură-te că lucrurile respective sunt dezirabile și acceptabile. Omul înțelept și disciplinat nu vede niciun obstacol în realizarea dorințelor sale. El nu vede nimic de distrus. Prin focalizarea minții sale, el recunoaște că lucrurile dorite de el sunt deja plenar exprimate. Conștient că orice stare subiectivă fixată, prin focalizare, are propriile ei metode de exprimare pe care omul nu le poate cunoaște. Înainte de a mă întreba, le-am răspuns. Eu cunosc căi pe care voi nu le cunoașteți. Căile mele nu pot fi descoperite. La antipod, omul nedisciplinat vede pretutindeni o poziție la îndeplinirea dorințelor sale și din cauza frustrării pe care o simte, își creează dorința de a distruge aceste obstacole pe care este ferm convins că trebuie să o exprime pentru a-și vedea îndeplinite dorințele de bază. Cel care descoperă această lege a conștiinței înțelege marea înțelepciune a regulii de aur. El o respectă și își creează singur un paradis pe pământ. Dacă vei descoperi legea, vei înțelege la rândul tău de ce trebuie să le faci altora ceea ce ți-ai dori să-ți facă ei ție. De ce trebuie să respecti această regulă de aur? Vei descoperi că respectarea acestei reguli ține efectiv de bunul simț, întrucât ea este bazată pe legea imuabilă care nu ține cont de persoane. Conștiința este singura realitate care există. Lumea și tot ce există în ea sunt stări obiectivate de conștiință. Lumea ta este definită de viziunea ta legată de sine, la care se adaugă viziunea ta legată de ceilalți oameni, în cazul în care aceasta nu corespunde cu propria lor viziune de sine. Povestea Paștelui te învață să-ți întorci fața de la limitările momentului prezent și să treci într-o stare mai bună și mai liberă. Sugestia de a-l urma pe cel cu ulciorul de apă le-a fost dată ucenicilor pentru a-i călăuzi la cina cea de taină sau la sărbătoarea Paștelui. Omul cu ulciorul de apă este cel de-al 11-lea ucenic, Simon din Canaan, calitatea disciplinată a minții, care nu acceptă decât stările de conștiință demne, nobile și bune. Mintea disciplinată să asculte numai gânduri bune, cultivă stările de conștiință corespondente și întruchipează binele pe pământ. Dacă îți propui să iei parte, simbolic vorbind, la cina cea de taină, adică la sărbătoarea Paștelui, urmează-l și tu pe acest om. Cultivă această atitudine mentală simbolizată de omul cu ulciorul de apă și vei trăi într-o lume care va fi un paradis pe pământ. Festinul Paștelui este secretul schimbării conștiinței. Mutarea atenției de la actuala ta concepție legată de sine și asumarea conștiinței persoanei care îți dorești să devii, trecând astfel de la o stare de conștiință la alta. Această tranziție
se realizează cu ajutorul celor 12 ucenici, care reprezintă cele 12 calități disciplinate ale minții. Capitolul 8. Credința. Pentru puțina voastră credință, căci adevărat grăiesc vouă. Dacă veți avea credință în voi cât un grăunte de muștar și îi veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici dincolo, el se va muta și nimic nu vă va fi cu neputință. Această credință, cât un bob de muștar, s-a dovedit a fi o mare piatră de încercare pentru oameni. Ei au fost învățați să creadă că o credință cât un bob de muștar înseamnă de fapt o credință foarte mică. În consecință, ei se întreabă cum se face că le lipsește o credință atât de nesemnificativă, de vreme ce o cantitate atât de mică îi poate conduce la succes. Credința este substanța lucrurilor sperate, dovada lucrurilor invizibile. Prin credință înțelegem că s-au întemeiat veacurile prin cuvântul lui Dumnezeu, de s-au făcut din nimic cele ce se văd. Lucrurile vizibile au fost create așadar din lucruri invizibile. Bobul de muștar nu reprezintă măsura unei cantități foarte mici de credință. Dimpotrivă, el face referire la o credință absolută. El este perfect conștient de faptul că nu reprezintă altceva decât un bob de muștar. Aceasta este singura lui realitate. El nu cunoaște nicio altă sămânță de muștar din lume. El are convingerea absolută că este un bob de muștar, la fel cum spermatozoidul din pântec este conștient că reprezintă un om și nimic altceva. Bobul de muștar reprezintă într-adevăr măsura credinței necesare pentru a realiza ceva în lumea obiectivă. Ca și el însă, tu trebuie să uiți de orice altceva, cu excepția faptului că ești una cu lucrul pe care ți-l dorești. Trebuie să rămâi în această stare sigilată până când ea va încolți, revelând în lumea obiectivă ceea ce susține conștiința ta. Credința este sentimentul sau viața trăită în conștiința de a fi una cu lucrul dorit. Ea reprezintă secretul procesului de creație, Vau, din numele divin, Yod He Vau He. Credința este Ham din familia lui Noe, percepția care l-a făcut pe Isaac să îl binecuvânteze pe fiul său Iacov, considerându-l real. Prin intermediul credinței, Dumnezeu, adică conștiința ta, invocă lucrurile invizibile ca și cum acestea ar exista deja, făcându-le astfel vizibile. Credința este cea care îți permite să devii conștient de faptul că ești una cu lucrul dorit. Ea te sigilează în această stare de conștiință până când această realitate invizibilă ajunge la maturitate și se exprimă în lumea fizică devenind vizibilă. Credința sau senzația este secretul acestei manifestări. Prin senzație,
adică prin simțire, conștiința care își dorește ceva se unește cu lucrul dorit. Tu ce ai simți dacă ai fi una cu lucrul dorit? Cultivă această stare, această senzație pe care ai avea-o dacă ai fi deja una cu lucrul pe care ți-l dorești și în scurt timp vei fi sigilat în credința că ești într-adevăr una cu acest lucru. În acest fel, această stare invizibilă va începe să se obiectiveze fără niciun efort din partea ta, devenind vizibilă. Dacă ai avea o credință cât un grăunte de muștar, tu te-ai sigila chiar acum, prin substanța magică a senzației, în conștiința că ești una cu lucrul pe care ți-l dorești. Ai rămâne apoi în această stare de liniște interioară, similară mormântului în care a fost pus Iisus înainte de înviere, având încredere că nimeni nu va da la o parte piatra funerară, căci toți munții la un loc și toți locuitorii pământului nu înseamnă nimic pentru tine. Singurul lucru pe care le recunoști în momentul de față este starea ta conștientă prezentă, ceea ce este adevărat pentru tine în momentul de față, care va acționa în funcție de natura ei, influențându-i pe toți locuitorii pământului și nimeni nu-i se va putea opune și nu-i va putea spune. Ce faci tu? Într-adevăr, nimeni nu se poate opune stării de conștiință în care e sigilat și nu-i poate pune la îndoială dreptul ei de a exista. Dacă este corect sigilată prin credință, această stare de conștiință devine un cuvânt al lui Dumnezeu, eu sunt, căci cel care o cultivă își spune de fapt, eu sunt cu tare sau cu tare, iar cuvântul lui Dumnezeu, starea de conștiință fixată, este spirit și nu se poate întoarce la noi gol, ci își îndeplinește misiunea pentru care a fost trimis. Cuvântul lui Dumnezeu, starea noastră de conștiință, trebuie să se întrupeze pentru ca noi să știm că eu sunt Domnul. Nu există alt Dumnezeu în afara mea. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. El și-a trimis cuvântul și l-a vindecat. Și tu îți poți trimite cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-ți vindeca un prieten. Îi dorești unui prieten un anumit lucru? Dacă da, definește lucrul respectiv și conștientizează faptul că acestuia i-ar plăcea să fie sau să posede acest lucru. Prin definirea corectă a dorinței tale, tu emiți practic un cuvânt al lui Dumnezeu. Tot ce trebuie să faci pentru a trimite în lume acest cuvânt este să stai liniștit și să îți asumi atitudinea mentală a ascultării. Reamintește-ți vocea prietenului tău, apoi imaginează-ți că acesta îți spune că este sau are ceea ce îi dorești să fie sau să aibă. Impregnează-ți conștiința cu faptul că îl auzi vorbindu-ți și spunându-ți ceea ce îți dorești să auzi. Simte fiorul pe care ți-l provoacă această mărturisire. În final, detașează-te complet. Acesta este secretul misticilor, prin care aceștia își trimit cuvintele în manifestare pentru a se întrupa. Descrie în cuvinte lucrul pe care dorești să îl auzi, apoi ascultă-l și spune-ți, vorbește, Doamne, căci slujitorul tău te ascultă. Conștiința ta este Domnul care îți vorbește prin vocea familiară a unui prieten, impregnându-te cu ceea ce îți dorești să auzi. Această tehnică de autoimpregnare, prin care îți imprime o anumită stare de conștiință, constă în emiterea unui cuvânt
care are propriile sale modalități de expresie, necunoscute conștiinței de veghe. Dacă vei reuși să-ți creezi această impresie interioară, aparențele exterioare nu te vor mai influența, căci impresia ta este sigilată în tine, la fel ca un grăunte de muștar. Când îi va sosi timpul, ea va încolți și va crește, exprimându-se în totalitate. Capitolul 9. Buna vestire. Folosirea vocii unui prieten pentru a-ți impregna sinele cu o stare dezirabilă este ilustrată perfect în povestea Imaculatei Concepții. Biblia ne spune că Dumnezeu a trimis un înger la Fecioara Maria pentru a-i anunța nașterea fiului lui. Și îngerul i-a zis: "Nu te teme, Marie, vei prinde rod în pântec și vei naște fiu." Și a zis Maria către înger: "Cum este posibil așa ceva, de vreme ce eu nu știu de bărbat?" Și îngerul i-a răspuns: "Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. În consecință, și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema, căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputință." Aceasta este povestea care ni s-a spus de secole. Ceea ce nu ni s-a spus însă este faptul că ea a fost scrisă pentru noi. De aceea, foarte puțini oameni s-au bucurat de beneficiile pe care le-ar fi avut dacă ar fi înțeles-o corect. Povestea ne revelează metoda prin care ideea sau cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup. Ea ne spune că Dumnezeu a conceput o idee, adică un fiu, fără ajutorul altei persoane. El a plasat apoi această idee în pântecul Mariei cu ajutorul unui înger care i-a dat vestea, impregnând-o astfel cu ideea respectivă. Nu există o metodă mai simplă de impregnare a conștiinței decât cea relatată în Imaculata Concepție. Cele patru caractere din această dramă a creației sunt Tatăl, Fiul, Fecioara Maria și Îngerul. Tatăl simbolizează conștiința ta. Fiul simbolizează dorința ta. Fecioara Maria simbolizează atitudinea ta mentală receptivă. În sfârșit, Îngerul simbolizează metoda folosită pentru impregnarea conștiinței. Drama se derulează astfel. Tatăl concepe un fiu fără ajutorul altei persoane. Cu alte cuvinte, tu îți definești obiectivul și îți clarifici dorința fără ajutorul sau sugestia altei persoane. În continuare, Tatăl selectează îngerul cel mai calificat pentru a transmite acest mesaj sau această posibilitate nouă Mariei. Cu alte cuvinte, tu selectezi acea persoană din lumea ta care ar fi sincer impresionată de îndeplinirea dorinței tale. În continuare, Maria află de la înger că a conceput deja un fiu fără ajutorul vreunui bărbat. Cu alte cuvinte, tu îți asumi o atitudine interioară receptivă, de ascultare, și îți imaginezi că auzi vocea prietenului pe care l-ai ales, spunându-ți ceea ce îți dorești să știi. Imaginează-ți că acesta îți spune că ești sau ai ceea ce îți dorești să fii sau să ai. Rămâi în această stare receptivă până când ajungi să simți fiorii cauzați de vestea cea bună. În final, la fel ca Maria din povestea noastră,
Vezi-ți de treburi în secret, fără a spune cuiva de această autoimpregnare imaculată, având încredere că la momentul potrivit această impresie va căpăta formă în lumea exterioară. Tatăl creează sămânța sau posibilitatea unui fiu, dar printr-o impregnare eugenică. El nu impregnează un pânte cu spermatozoizi, ci îl naște prin intermediul unui mediu diferit. Conștiința care dorește ceva este tatăl care creează o sămânță sau o idee. Dorința clarificată este sămânța perfect formată sau singurul fiu al lui Dumnezeu. Această sămânță este transmisă de tatăl, conștiința care dorește, mamei, care înseamnă conștiința care se identifică cu starea dorită. Această schimbare a stării de conștiință este realizată de îngerul sau de vocea imaginară a unui prieten care îți spune că ți-ai îndeplinit deja obiectivul. Folosirea unui înger sau a vocii unui prieten pentru a realiza o impregnare conștientă reprezintă cea mai scurtă și mai sigură cale de a te autoimpregna. Dacă ți-ai definit corect dorința, tu îți asumi o atitudine de ascultare. Imaginează-ți că auzi vocea unui prieten care îți spune cât de norocos ești pentru că ți-ai îndeplinit dorința. În această stare de receptivitate mentală, tu primești practic mesajul unui înger, impregnându-te astfel cu impresia că ești sau ai ceea ce îți dorești să fii sau să ai. Fiorul emoțional pe care îl simți atunci când auzi ceea ce îți dorești să auzi reprezintă momentul concepției. Acesta este momentul autoimpregnării în care simți efectiv că ești sau ai ceea ce îți dorești să fii sau să posezi. Atunci când ieși din această experiență subiectivă, tu știi, la fel ca Maria din povestea ta de mai sus, prin atitudinea ta mentală schimbată, că ai conceput un fiu, că ți-ai fixat în conștiință o stare subiectivă clar definită și că vei obiectiva în scurt timp această stare. Această carte a fost scrisă pentru a-ți ilustra felul în care îți poți îndeplini obiectivele. Aplică principiul descris în ea și niciunul din locuitorii pământului nu te va putea împiedica să îți îndeplinești dorințele. Dragilor, aceasta a fost minunata operă intitulată Libertate pentru toți, o carte scrisă de Neville Goddard în vederea ajutorării noastre a celor care am pășit pe acest drum și care încă avem neclarități. Sunt 9 capitole valoroase care vă vor răspunde întrebărilor pe care este posibil să le aveți atunci când parcurgeți acest proces al trezirii spirituale. Sper să vă fie de folos. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like și vă aștept pe canalul de YouTube Andra Mihaela pentru alte filmulețe interesante. Până la următorul filmuleț, să avem cu toții, dragilor, pace în suflet. Numai bine!